Hola, hola! Bine v-am găsit sau regăsit la un nou clip pe acest canal. Da, astăzi sunt machiată la fel ca și în clipul de favorite, pentru că, da, le filmez în aceeași zi, pentru că încerc să profit dimineața să filmez cât se poate, că după amiază nu merge, adică soarele după amiază vine direct în fereastra mea și nu aș mai avea lumină absolut deloc pentru că trag jaluzeaua, deoarece jaluzeaua, nu? Așa, trebuie să fie trasă de la perie tot cât mai întuneric deoarece de căldură mare monșer. Dar da, a venit vara cu acte în regulă. Așilișa la noi și ne cam topim de cald. De aceea și părul meu se află prins cât mai sus și cât mai departe de ceafă, gât și toate cele. Bun. Acestea fiind spuse și că v-am pus la curent cu noutățile meteorologice, hai să vorbim despre un nou proiect. Pentru că de ce nu? Și vouă vă plac proiectele de tip Project Pen. Și mie la fel, așa că am zis, hai să mai încerc unul. Și de unde am pornit cu această idee? Știți că, în general, fetele din afară fac proiecte de acest gen cu 19 în 2019 sau 9 în 2019 sau își aleg un anumit număr de produse pe care vor să le termine în anul respectiv. Ei bine, eu nu am un an la dispoziție, am jumătate de an, pentru că suntem deja în luna iulie și aș avea până la sfârșitul lui decembrie, dar de aceea mi-am ales doar 10 produse. Desigur că dacă voi termina ceva din ele, îl voi înlocui cu altceva. Nu voi face update-uri lunare și să vă spun de ce. Voi face la 2 luni. Pentru că nu vor fi produse pe care o să mă concentrez foarte mult, cum sunt cele din Project Pen-uri, Broadway Project Pen sau Project Pen Roulette, ci vreau să văd progresul lor fiind folosite o dată, de două, de trei ori pe săptămână. Asta vom vedea. Și ce se întâmplă în timp de jumătate de an. De unde am pornit? Am pornit de la acest bronzer. Chiar vorbeam cu una dintre voi că și eu și ea era curioasă să vadă dacă o să ajung vreodată la tăviță cu acest bronzer care este gigantic. Și desigur că și eu sunt curioasă, așa că vreau să vedem, da, deja ați văzut și unul din produse, vreau să vedem dacă într-o jumătate de an voi ajunge măcar să fac o adâncitură în el sau să vedem un pic de tăviță, desigur. Acesta are 109 grame, l-am cântărit. Vom vedea dacă peste 2 luni ce ne spune și cântarul și, desigur, proba fizică, da? Ce vedem cu exactitate. Dar, da, abia aștept să văd ce o să se întâmple cu el și dacă reușesc să ajung la tăviță. Bun, acum haideți să vă prezint în ordine cum mi le-am așezat eu, pentru că de acolo am pornit. Am baza de la Sephora, aceasta Beauty Amplifier pentru pori. Am băgat-o în acest, am introdus-o în acest proiect pentru că nu întind mâna atât de des după ea și urmează să expire la finalul anului și totuși aș vrea să o folosesc până atunci, să nu arunc produsul. Deci scopul meu este să o termin, iar momentan are 21 de grame. Desigur, cu tot cu ambalaj. Așa că da, vedem peste 2 luni. Mai departe, un produs care îmi place foarte mult și tot așa urmează să expire și aici este vina mea pentru că am mai multe desfăcute, este această mască de la Oriflame din gama Swedish Spa, cu o mască pe bază de argilă. Masca aceasta a fost și în favoritele mele. După cum se vede, mai am jumătate din ea, ceea ce înseamnă cu tot cu ambalaj 67 de grame. Este o mască foarte mișto, nu usucă exagerat tenul, nu se usucă pe ten în mod exagerat și vreau să ajung să o folosesc până la capăt pentru că tot așa
Îi se apropie termenul de expirare și nu-mi doresc să o arunc înainte să o fi folosit. Mai departe, am și o cremă. Este o cremă de la Polar Eclat Boreal. Este o cremă destul de grăsuță, să-i spunem așa. Eu o folosesc pe timp de seară, nu în fiecare seară, dar o folosesc. Are 25 de grame și tot așa aș vrea să o termin pentru că nu este un produs care să-mi displacă, dar nici care să mă dea pe spate. Nu știu, probabil o voi folosi și pe mâini, încă nu știu exact, dar da, sper ca în decurs de 6 luni, deși știți că eu trec foarte repede prin produse, cele care nu-mi plac sau care nu mă dau pe spate, le găsesc o altă întrebuințare doar ca să ajung să le folosesc, așa că da, și acesta este unul din produse. Da, este curios pentru că, după cum știți, eu în Project Pen-uri nu prea introduc produse de îngrijire, deoarece sunt foarte bună în a le folosi, însă, sincer, acesta este și un pic de trișat, pentru că mă gândesc că mă va ajuta și pe mine să-mi ating scopul de a termina 10 produse până în 2020, dar da. Diversificăm. Un produs care o să vă surprindă este această cremă de corp de la Le Happy Curine. Așa. Eu am primit-o în ceva Beautiful Box. Este un produs bio, cruelty free, organic, deci tot ce vreți voi. Are 86 de grame și de ce l-am introdus în acest proiect, de ce am introdus crema, este pentru că mirosul în sine, nu pot spune că mă dă pe spate, miroase ceva plante medicinale, ceva pe acolo, este ușor lichidă, însă acum, mai ales de când a dat căldura, sincer, nu suport mai nimic pe piele și da, sper să reușesc să o folosesc pentru că și aceasta are 6 luni de la deschidere. Și la fel, dacă tot am început-o, chiar dacă nu sunt eu mare fan creme de corp și mare utilizatoare, totuși nu-mi place nici risipa. Așa că da, avem și o cremă de corp în proiect, da, vă rog frumos, a se consemna. Mai departe, un fond de ten care se pare că nu vrea să se mai termine, l-am avut în diverse proiecte. Este fondul de ten de la Revlon Photo Ready Instra Filter. Eu l-am într-o nuanță ușor cam închisă, nuanța mea de atunci când sunt bronzată și cum acum urmează să mă bronzez, zic eu că va merge foarte bine. Desigur, produsul are 18 luni de la deschidere, deci am destul de mult timp în a-l folosi, însă vreau să-l termin și să scap de el. Cu tot cu ambalaj are 71 de grame, însă nu cred că ar trebui să mai fie foarte mult. Mă gândesc că ar trebui să fie undeva pe aici, nu știu ce să vă spun, pentru că nu putem vedea și chiar dacă îl agit, nu se aude absolut nimic. Dar da, vreau să-l folosesc, să mai fac loc în sertarul meu de produse. Așa, despre bronzer v-am vorbit. Am introdus și un blush, blushul de la Sien în nuanța 01 Apricot. Acesta s-a găsit anul trecut în magazinele Lidl. Arată cam așa. Îl am și astăzi. Este o nuanță de piersiciu foarte simpatică. Să știți că este destul de pigmentat pentru prețul pe care l-a avut, este destul de pigmentat și trebuie avut grijă de cantitatea pe care o aplici. Produsul cu tot cu ambalaj are 55 de grame. Eu am terminat un bronzer din această gamă și de aceea mă simt atât de curajoasă încât să introduc și un blush. Dar da, vom vedea ce se va întâmpla. Mie una îmi place și dacă le găsiți prin Lidl, pentru că ei în fiecare an tot aduc diverse produse de machiaj, vă recomand să încercați blush-ul, bronzerul de la ei. Mie una mi se par chiar ok. Un alt produs la care vreau să ajung la tăviță și tot așa nu este un produs problemă pentru mine, este această pudră de la Nocibe. Dar de ce am introdus-o? Pentru că știți, eu în general trec foarte repede prin pudre. Deja am reușit să-i aplatizez
dâmbul pe care îl avea. Aceasta este o pudră de finisare, este o pudră corectoare. Ar trebui să ajute tenul tern. Da, și da, nu o folosesc zilnic sau pe cât de des mi-ar place, dar atunci când vreau să îi dau machiajului meu o altă fațetă, să-i spunem așa, o folosesc. Aceasta zic eu că merge foarte bine și pe un ten uscat, pentru că nu este o pudră matifiantă, nu este o pudră fixatoare, este o pudră de finisare. Produsul cu tot cu ambalaj are 53 de grame și eu aș vrea să ajung la tăviță. Să vedem! Și am introdus și două rujuri. Desigur, miniaturi, nu vă gândiți. Prima miniatură este de la Sephora, nuanța 40, ceea ce am astăzi pe buze. Și scopul meu este să-l termin. Produsul cu tot cu ambalaj are 6 grame, ceea ce mă gândesc eu că va merge bine. Deși din experiența mea cu alte miniaturi din această categorie, o să am ce folosi mult și bine. Produsul arată cam așa, da? Este un maro ceva mai închis, însă zic eu că se va potrivi bine inclusiv la toamnă. Iar ultimul produs este un ruj de la Lancome și tot așa mi-ar place să îl termin, deci acesta este scopul meu, deși da, tocmai am rupt rujul și l-am rupt bine. Bine că nu se poate observa, așa. Am făcut treaba, am fost cu minte, fiind și căldură, și schimbă rujurile consistența, n-avem ce face. Da, arată cam așa. Deși nu cred că o să ajung să-l termin, pentru că asta mă pregăteam să vă spun, deoarece este un ruj pe care l-am folosit doar de câteva ori, deci este aproape nou. Și este o culoare pe care eu nu o folosesc de zi cu zi, dar vreau să încerc să vedem. Poate voi reuși să-l termin. Nu pentru că nu-mi place, ci pentru că, uitându-mă în colecția mea, am adunat destul de multe rujuri roșii, indiferent că sunt mai fucsia, mai burgundii, mai, deci din această gamă. Și eu am perioade. De exemplu, în ultima perioadă am folosit foarte multe rujuri nude. Spre asta am mers. Am avut o perioadă când mergeam spre rujuri roșii, dar tot așa, deci nu folosesc zilnic un ruj roșu și vreau să mai fac puțină curățenie, să-mi păstrez doar câteva, eventual, nu știu dacă chiar o să reușesc, dar ideea este că da, vreau să mai folosesc din ele. Bun, acestea fiind spuse, m-a spus că are 9 grame? Nu știu. Acestea fiind spuse, aștept să ne citim în comentarii, să știu și părerea voastră despre noul meu proiect, dacă la fel ca și mine sunteți încântate și așteptați să vedeți ce se întâmplă în decursul acestei jumătăți de an. Mă gândesc că făcând update-uri odată la două luni veți putea observa și voi o diferență, un progres și așa mai departe, pentru că, după cum v-am spus, făcând lunar nu s-ar vedea mai nimic și având și alte proiecte în desfășurare, vă dați seama, ar fi o aglomerare de produse. Dar, da, abia aștept să văd ce urmează să se întâmple, aștept să ne citim în comentarii. Vreau să spuneți și voi dacă vă tentează să faceți o chestie de acest gen, dacă da, ce produse vreți să introduceți, știți voi toate cele, da, să discutăm cum trebuie. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar până data viitoare v-am pupat! Pa, pa!